Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi vreau să vă prezint cum începem creșterea reginelor. Și pentru acest lucru avem nevoie de niște cupule de ceară. O să vi le arăt imediat. Iată, așa arată ele. O să vă arăt și cum vin ele puse. La prima dată cum le fabricăm și de ce avem nevoie. Eu lucrez cu două forme. Asta este una dintre ele. Asta este cealaltă formă. Aici avem deja pusă o cupulă pe care o vom lua. Se desprinde și iată, așa obținem o cupulă. Așa e partea ei. Bine, acum o să fac două bucăți și după aia trecem mai departe la următoarea etapă. Deci primul lucru care îl fac, aici am o oală cu ceară. O să o vedeți imediat, o să modific unghiul de filmare. La prima dată vreau să vă arăt. Am aici o găleată cu apă rece, avem formele. Am luat ceara, o băgăm în apă rece, luăm și următoarea. Le-am băgat în apă rece și ele sunt gata. Așa lucrez, deci trebuie băgat în apă rece și se desprind, eu zic ușor, destul de ușor. O să vă arăt acum și la oală cum procedez, o să vedeți exact tot procedeul. Iată ce ușor se desprinde. Dar astea trebuie ținute în apă rece chiar înainte de a începe lucrul, un sfert de oră măcar. Bun, am trece la oală. Venim la oală și ați văzut unde sunt formele și atât cum procedez acum ca să vedeți exact. Să fac cu mâna stângă. Iată așa arată, pe vârf. O aduc și pe cealaltă. E gata. Ați văzut cum le preiau. Acum trebuie să vă arăt ce fac mai departe. Punem un pic de pauză. Bine, continuăm. Acum, problema ar fi următoarea, să zicem. Ce facem cu acele cupule? Le-am făcut, dar ce facem cu ele, da? Avem o astfel de bară. O așez aici, oala. Nu-mi trebuie foarte multe, vreo 20 am calculat, dar acum am să vă arăt cum procedez ca să prind aceste cupule pe această bară. Avem și portcupulele de plastic de la Nicot. Avem nevoie de ele, dar
Pulele nu sunt, eu n-am putut să mă obișnuiesc cu ele așa că am trecut la acestea din ceară și dacă le vedeți așa înălțimea aceasta, cât să fie pe lângă deget, nu prea contează înălțimea așa tare, că dacă sunt mai lungi, albina o să o regleze, fiindcă nu vom muta larve în ele acum, după ce le mutăm, luăm ceară, punem aici și punem cupula. Bun. Acesta e procedeul de a pune cupula. Deci ceară și cupula. Iată așa. Foarte... foarte ușor se rezolvă. Dăm mai departe și cu o linguriță oarecare turnăm acolo ceară. Nu mă zgâcesc la ceară, fiindcă am observat că albina va prelua acea ceară la construcția bocii. Iată așa frumos, după ce terminăm, le vom umple cu miere, și le vom duce la colonia care va prelua creșterea de aici e gaură, turnăm mai mult, așa. Deci foarte, foarte ușor facem cupul. Am spus, nu transvazăm, adică nu mutăm larve în acest stadiu. O să le vedeți mâine cum arată. Nici nu prea avea cum să muți larve, fiindcă sunt înalte. Bun, ăsta e gata, trecem la următoarea. Iată așa frumos lucrăm. E ceva interesant. Deci să nu dăm paragaș ceară. Facem așa mai de hobbyist, adică mai de amator treaba, da? Eu cred că pentru mulți începători care au și 3-4 familii de albine și vor să încerce, poate să încerce fără nicio problemă. Să ai un pic de ceară. Puteți încerca cu pulele de plastic, eu n-am reușit niciodată, dar cu cele de ceară merge foarte bine. Și le vom da, bineînțeles, le vom da la familie. Le dăm acum mai pe seară și vor fi îngrijite până dimineața, adică o să le modeleze ea așa cum dorește ea să primească larva în aceste cupule. Eu doar i-am format, să zicem așa, materialul de construcție. Nu știu dacă am zis, când le duc, le umplem cu miere un pic, punem miere pe această bară și le ducem la albinuțe. Bun. Cam atât, eu mai am câteva de lipit. Până data viitoare, numai bine!